Da, săptămâna trecută, în ziua de luni, pe la 9 fără ceva, m-a sunat un domn, un fost polițist, Mitică Băleiță. Eu am avut telefonul dat pe silent, n-am văzut când m-a sunat, de la interval de 3-4 minute m-am uitat la telefon. După care l-am sunat eu, văzând că m-a apelat, l-am sunat eu și mi-a zis că ce fac. Eu am zis acasă și mi-a zis că e la piață să vin până acolo să vorbim ceva. După care am zis noroc și m-am dus la piață. Ne-am întâlnit la piață, m-am urcat în mașină, după care mi-a zis, prima oară mi-a zis că are un vecin acolo, că nu se prea înțelege cu el, că vrea neapărat să-l bată și nu știu ce și dacă vreau eu să-l bat eu. După care mi-a zis că face bă, dar pe ăla de la ziar îl știi, pe... zic pe cine? Bă, ăla de la ziar, ăla cu scandalurile, cu alea, cu ziarele. Și zic, cine? Docea? Și face așa, da, Docea ăla. Zic, îl știu așa, din vedere. Și după care face, bă, ăla trei bături, că uite, mi-a zis cineva de la o primărie, nu mi-a zis de unde, mi-a zis cineva de la o primărie că trebuie bătut și că oferă 20 de milioane. După care m-a întrebat dacă știu unde stă, i-a zis că nu știu unde stă și mi-a zis că aia nu-i problemă, că știe că umblă noaptea, știe pe unde umblă, dacă e, îmi arată el. În fine, n-am zis nici, dar nici nu. După care n-am mai zis. Deci, practic, a fost oferită suma de 20 de milioane pentru a bate da, un ziarist. Bate, da. Pentru că scrie articole care îi supără pe alții, care îi deranjează pe alții. Așa, așa zicea. S-au oferit toate detaliile pe unde circulă cu mașina, înseamnă că era monitorizat, deci știau toate aceste lucruri. Am zis că știe că umblă noaptea, știe că vine târziu acasă. Deci aia mi-a zis. Și mi-a zis că mi-arată și unde stă. Dacă... Și în cazul în care mă hotăresc, să-l spun și să ne întâlnim, să stabilim cum și când să-l bat. Dacă accept. Deci atâta este prețul pentru da. 20 de milioane. Am înțeles. Asta mi-a zis. Ce s-a întâmplat? S-a pus un preț pe capul dumneavoastră. Da, am aflat și eu acest lucru în data de 16 aprilie, când am fost la o emisiune de televiziune. În timpul emisiunii a sunat un tip pe care l-am și recunoscut din oraș ca fiind cel căruia îi se spune Ciobâlc, care a relatat în emisiune faptul că i s-a oferit o sumă de bani pentru a mă agresa. Ulterior emisiunii m-am întâlnit cu acesta, mi-a relatat că pentru suma de 20 de milioane de lei, un fost polițist pe nume Băleț Dumitru i-ar fi cerut să mă agreseze, solicitarea venind din partea unor polițiști, n-a putut nominaliza din partea cui, dar și din partea unor băieți de la o primărie din Valea Jiului, este un citat exact, care ar fi fost dispuși să suplimenteze această sumă în cazul în care acest ciobâlc s-ar fi hotărât să mă agreseze. M-a jucat faptul că fostul polițist i-a oferit lui Ciobâlc foarte multe elemente. I-a zis că știe unde locuiesc, că știe aproximativ programul meu, că îi poate indica la ce oră vin acasă, lucru care nu cred că stă la mâna oricărui muritor de rând să știe cu exactitate la ce oră ajung eu acasă. Norocul meu a fost că acest individ a venit și mi-a relatat faptul că i s-a cerut să mă agreseze și că agresiunea nu s-a mai produs. N-am însă siguranța că această grupare care a pus la cap agresiunea nu a solicitat altcuiva să execute această agresiune împotriva mea. De unde credeți că ar pleca toate aceste comenzi? E în mod evident că...